Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest video voi testa un amplificator de audiofrecvență în clasă D cu integratul TPA310. Acesta fiind sub radiatorul albastru, din păcate fiind lipit și nu pot să îl dezlipesc. Nu este prins prin șuruburi. Mi-ar fi plăcut, dar asta e. Conform AliExpress, ne spune că are puterea de 2x30W, însă nu e destul de clar pe ce impedanță și la ce tensiune maximă pe fiecare impedanță. M-am uitat în datasheet, dar nici acolo nu am găsit informațiile pe care le căutam, așa că am trecut cu vederea. Dacă ne uităm bine la acest kit, observăm că avem filtru pe ieșire. Recomandarea mea e să cumpărați numai amplificatoare în clasă D care au acel filtru, dacă nu, evitați-l pe cât posibil. Observăm că avem filtru suplimentar pe partea de alimentare. În plus, am observat că există și o diodă Schottky SS34, e de până în 3 amperi, fiind montată în serie pe plus pentru protecție la alimentare inversă. Găurile din zona asta sunt destul de mari de pe ieșire și alimentare. Cum v-am obișnuit, o să facem și un test pe muzică. Să alimentăm circuitul la 12V. S-a auzit un mic poc, dar foarte încet. Aici e intrarea. Dăm play la muzică. Să activăm și un pic bas. Da, adevărul că înainte am ascultat un pic și pe muzică fără pierderi, pe muzica mea preferată, pe melodiile mele preferate și pot spune că nu s-aude rău, numai că dacă vrei să asculți în regim de să te relaxezi, sincer nu-mi place. Se simte sunetul cam aglomerat. Pentru un nepretențios, dacă vrei gălăgie să se audă acolo, kitul e în regulă. Să începem măsurătorile mai importante. Prima dată cu răspunsul la frecvență, mai târziu o să las măsurarea puterii. Am alimentat montajul la aproximativ 12V. Aici o să fac excepție, o să măsor răspunsul în frecvență și pe 4 ohmi și pe 8 ohmi. Vom începe pe 4 ohmi, practic două rezistoare de câte 8 ohmi fiecare legate în paralel. Ca referință am reglat la aproximativ 1 kHz cu aproximație 12V vârf la vârf. La 20 Hz observăm că avem o atenuare destul de mare, 7,68 V vârf la vârf. Să creștem frecvența. La peste 36-35 Hz depășim 10 V vârf la vârf. La peste 60 începe să-și revină aproape complet. 80 Hz își revine destul de bine. Da, și-a revenit complet în zona asta. 2 kHz se menține liniar până aici. 4 kHz începe să atenueze. 8 kHz, există o atenuare ușoară. 14 kHz și am scăzut sub 10 V la vârf. Da,
Deci pe frecvențe medii înalte, înalte, atenuează. Pe frecvențe joase au observat că există o atenuare, dar e de la o frecvență care nu ne interesează așa de mult. La frecvențe medii înalte, înalte, începe să atenueze, dar nu brusc. O atenuare lină. Hai să punem de data aceasta pe 8 ohmi. Să reglăm la 12 V la vârf, ca reper. Da, lăsăm pe aici. Deci 1 kHz avem aproximativ 12 V la vârf. Da, la 20 Hz, practic aceeași atenuare ca în cazul impedanței de 4 ohmi. Da, e exact aceeași atenuare. Nu e diferență. Mai departe. A, văd că nu scade în comparație cu 4 ohmi, în cazul impedanței de 8 ohmi, practic crește un pic. Da, 10 kHz și avem 13 V la vârf. Da, este o ușoară amplificare, practic nu scade la peste 4-5 kHz, crește. Avem un răspuns în frecvență ascendent în cazul ăsta, în comparație cu impedanța de 4 ohmi. Deci singura diferență dintre 4 ohmi și 8 ohmi în răspuns în frecvență sunt frecvențele medii înalte-înalte. Pe 8 ohmi nu atenuez, practic exact invers, amplifică pe frecvențele medii înalte-înalte. Iar acum să trecem la partea de măsurare a puterii. Vom măsura atât pe 4 ohmi cât și pe 8 ohmi. Am alimentat la 12 V, să vă arăt. Da, avem aproximativ 12 V. Am reglat la 1 kHz, deoarece din câte știm puterea se măsoară la frecvența aceasta. Și semnal sinusoidal, bineînțeles. Să creștem amplitudinea. Pe 4 ohmi impedanță, avem două rezistoare de cât 8 ohmi legate în paralel. Să vedem unde intră în clipping. Ah, un moment. A intrat în clipping. Aproximativ 18 V vârf la vârf. Iar acum și pe 8 ohmi. A intrat în clipping, cam 21 de volți vârf la vârf. Am alimentat la 24 de volți de data asta, să vă arăt. 24 de volți. Pe 4 ohmi, să creștem amplitudinea. Mare atenție că acum e pe 4 ohmi, la 24 de volți. Ah, să vedem cum se comportă. Văd că semnalul sinusoidal își modifică forma un pic. Da. Hai să spunem 22 de volți vârf la vârf. Deși nu prea curat semnalul în zona aia. Iar acum pe 8 ohmi. Da, se pare că pe 4 ohmi nu prea convine la tensiune mare. Aici pare să fie în regulă. Și avem pe undeva aproximativ 25 de volți vârf la vârf. Am zis eu că nu vă arăta și cum arată semnalul dreptunghiular la ieșirea acestui amplificator, dar se pare că am făcut excepție. În momentul de față, pe 8 ohmi, am alimentat la aproximativ 12 volți. La 1 kHz așa arată semnalul dreptunghiular. Se vede că avem o oscilație un moment. Da? Și sus și jos. Dacă se vede, hai să punem pe 4 ohmi. Pe 4 ohmi văd că nu există acea oscilație. E mai bine, cât de cât. Hai lăsăm pe 4 ohmi și vom crește la... Hai să vedem și la 3 kHz, la frecvență mai înaltă. Hai, lăsăm pe aici la 3,5, da?
Se pare că își modifică forma. Crește mai mult și modifică și mai mult la 10 kHz. Numai dreptunghiular nu este. Deci da, cam așa arată semnalul dreptunghiular la ieșirea acestui amplificator în clasă D cu TPA 3110. Iar acum, la final, să tragem și concluziile. Se observă că dacă alimentăm kitul la 12V, avem 10W pe 4Ω, respectiv 7W pe 8Ω. Alimentând la 24V, pe 4Ω avem 15W, iar pe 8Ω aproape de 10W. Pe termen lung nu aș utiliza kitul pe 4Ω alimentat la 24V. Plus că se încălzește excesiv, ce am observat eu, acest radiator, așa că nu. Deci la 24V utilizați pe 8Ω, la 12V pe 4 sau pe 8Ω. Cred că se poate ridica tensiunea mai mult. Dacă am citit bine în data sheet, cred că acum am înțeles. Pentru apă la 16V, sper să nu mă înșel. V-am zis, unele foi de catalog explică foarte clar, altele mai puțin. Poate sunt eu mai greu de cap și înțeleg mai greu. Răspunsul în frecvență este diferit în funcție de impedanța pe ieșire. Diferența fiind aceea că pe 4Ω frecvențele înalte sunt atenuate, iar pe 8Ω sunt amplificate. Clar acest kit neavând un răspuns în frecvență bun. Concluziile, este un kit funcțional și destul de bun pentru cei cărora nu le pasă prea mult de calitatea sunetului. Și ca să fiu sincer, îmi place destul de mult aspectul cu acest radiator albastru. Totuși trebuie să vedem și părțile bune, nu? Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!